pui și... Da. Eu sunt foarte curioasă să o cunosc pe Simona, cred că și voi, nu? Să vedeți chipul din spatele vocii care l-a făcut pe Alexandru să-i facă acest compliment, care are voce frumoasă, așa că, doamnelor și domnilor, să o primim pe Simona, noua concurentă din Casa Mireasa. Bine ai venit, Simona! Uite aici, lângă doamna Tamara. Bună ziua, îmi pare bine. Simona, încântată. Simona, încântată. Un milion de emoții. Astea trec, să știi. Te-au alergat colegii în jurul platoului? Sunt hiperactiv, mai ales la emoții. Serios? Da. Okay. Vorbesc mult și foarte repede și sunt foarte agitată. Știi cum facem, Simona? Vedem materialul tău de prezentare, că-mi vine și mie să vorbesc foarte repede și după aceea o să nebunim telespectatorii ca să îți reglezi respirația, da? Da, regulă. Hai să o cunoaștem pe Simona. Mă numesc Cocoș Simona Gianina, am 26 de ani, vin de județ Brăila, comună Dragiștea. Am terminat liceul teoretic Nicolae Iorga, am absolvit acolo filologie bilingvă, intensiv engleză. Am urmat apoi 3 ani la Facultatea de Agronomie Brăila. Ulterior am mers la școala de asistente medicale, absolvind ca asistent medical generalist după 3 ani de școală. Am o firmă alături de familia mea, ne ocupăm cu agricultura, de asemenea și o fermă de animale, încă de când eram mic copil. Cresc în jurul animalelor și a lucrătorilor de câmp. M-aș descrie un om hiperactiv, întotdeauna în căutare de nou, care tinde să plictisească destul de ușor dacă nu e ceea ce pe mine mă pasionează. Foarte amuzant, aș spune eu, sunt mereu sufletul petrecerii, așa mă, cred că asta este ceva ce mă reprezintă. Oricât de greu mi-ar fi, trebuie să râd. Și încă o chestie care mă reprezintă, nu știu să am răbdare. Am avut o copilărie fericită, fără griji, o mamă mereu prezentă. Mama e un punct sensibil. Mama e tot. Și am fost la un pas de a nu o mai avea. Mama, pe românește, are ambii rinichi căzuți. De la foarte multă muncă depusă pentru foarte mulți ani. Mama mea muncea de la 4 dimineața. Mergea, mulgea vacile, își făcea treaba de muncitor. Venea acasă, mă trezea din pat, mă trezea din somn, mă îmbrăca ca pe o păpușă și m-a dus la școală în brațe până clasa a patra. Cam atât de cocoloșită am fost și iubită de mamă. Cu toată sinceritatea, cred că nu am făcut-o suficient de mândră încă. Evit să rostesc numele bolii, nu îmi place. Pot spune că a fost o boală localizată la nivelul colului uterin și de aia mi-e frică și să o fac să simtă chestii negative și să o încarc emoțional, pentru că boala e foarte ușor declanșată din nou de trigări emoționale. Am avut 3 relații serioase până acum. Primele 2 relații superbe. Am fost o fată iubită și respectată de către partenerii mei. Ultima relație a durat undeva la 3 ani și s-a terminat acum un an și... Era o relație toxică la care mi-am dorit cu foarte mult timp înainte să termin, mi-am dorit, dar eram dependentă de
omul cu care eram într-o relație. A fost povestea aia de dragoste, cumva, care îți marchează tinerețile, să zicem. Da. Era o persoană mai în vârstă decât mine, cred că 7 sau 8 ani diferență între noi, într-o relație deja, la momentul la care mă cunosc pe mine, într-o relație deja de 8-9 ani, am știut despre relația lui încă din momentul în care ne-am cunoscut, acum mi-a spus despre chestia asta, eu am acceptat, mi-am dorit asta, nu știu să explic ce s-a întâmplat. Până la momentul în care l-am cunoscut pe el, eram total contra ce însemna femeie care să permită să stea cu un bărbat care are deja o altă relație. Practic, ideea de amantă, pentru că sunt un om asumat și asta am fost. Pentru 3 ani de zile am fost amanta cuiva. Am sperat că va renunța la relația aceea, a renunțat într-un final. Deja prea târziu, pentru că o relație de 3 ani în paralel cu o altă relație de 9 ani aduce după sine foarte multe reproșuri, bube care nu se pot repara. Știam că dependența aceasta de el în special nu mă va lăsa să mă îndepărtez de el decât dacă o fac în așa fel încât să știu sigur că nici el nu s-ar mai apropia de mine. Motiv pentru care am luat decizia de a o suna pe fata cu care era de la ei din casă, spunându-i adevărul și mai exact că locuiam la ei în casă de 3 ani de zi. Îmi doresc ca bărbatul de lângă mine să mă facă să mă simt important. Frumoasă, bună. Nu spun că omul de lângă mine trebuie doar să evidențieze trăsăturile pozitive sau calitățile. Dar în același timp, nici nu vreau pe cineva care în permanență să-mi scoată în evidență doar bubele sau rănile sau defectele. Am fost dintotdeauna un om iubitor. După relația asta ultima de 3 ani, am devenit un om rece. Nu mai știu să iubesc sau cred că nu mai știu să iubesc sau mi-e frică. Sunt optimist cu privire la subiectul ăsta, cu găsirea jumătății acolo în casă. Știu că voi găsi pe cineva pe placul meu acolo, nu știu de unde, dar știu asta. Nu știu, în schimb, dacă voi pleca măritată. Din casă mi-a atras atenția, dar nu ca și fizic, pentru că dacă mă întrebați cum arată, sincer, nu știu. M-a atras Alexandru. Ceea ce m-a atras la el este faptul că îmi place foarte mult naturalețea cu care își păstrează accentul de moldovean. Nu aș putea să accept într-o relație minciuna. Neasumarea, nehotărârea, joacă. Astăzi știu că îmi doresc un bărbat hotărât și cu un plan în minte. Cu siguranță cred că aș avea o problemă dacă ar avea un copil dintr-o altă căsnicie, pentru că eu astăzi îmi doresc să o iau de la zero cu cineva și atât de mult am fost afectată de poveștile vechi din trecutul oamenilor, încât îmi doresc, așa cum eu vreau să o iau de la zero și persoana de lângă mine să fie tot de la zero. Nu să începem noi împreună cu chestii aduse din trecut. Vreau din nou să iubesc și să știu că merit să fiu iubită. Vreau să cunosc oameni, vreau să-mi ies din zona de confort. Vreau să mă decolectez de tot ce știam până astăzi. Sper, Doamne, ajută să mă și mărit. Dacă găsesc persoana, eu sper, îmi doresc. Băieților pe care urmează să-i cunosc, le spun că vin hotărâtă. Vreau să-i cunosc, vreau să legăm măcar prietenii, dacă mai mult nu. Și sper să le placă de mine. Sper să fie încântați. Măi, Simona, ai plâns ca în telenovele. Hai. Și povestea pare așa, ca dintr-o telenovelă. Te-ai mai liniștit un pic? Da. Da? Sunt mai bine. Hai să te întreb așa din prima. În primul rând, mulțumesc pentru sinceritate, faptul că ai spus și
vulnerabilitatea ta, faptul că, uite, ai fost într-o relație cu un tip care mai avea o relație, adică aia era vulnerabilitatea. Da, vreau să te întreb, când ai încheiat această poveste? Un an și câteva luni în urmă. Ca să-mi dau seama dacă tu te consideri vindecată. Voi fi sinceră, nu știu dacă s-a vindecat tot. Dovada asta în faptul că astăzi mi-e frică de nou să iubesc. Cred că mă voi numi vindecat atunci când voi ști sigur despre mine că pot încă o dată să primesc și să ofer iubire. Mm-hmm. Ce au spus ai tăi când i-ai anunțat că, uite, vin la Mireasa? Mama e foarte încântată, foarte emoționată. E prima dată când ne deconectăm, să nu putem vorbi noi două. Noi avem o relație foarte strânsă. Dar e optimistă. Știe că de asta am nevoie. Tu n-ai fost la Insula Iubirii? Nu, că erau tot să de că vine o Simona de la Insula Iubirii. Domnule, n-a fost fata la nici, vine din Brăila, da? Insula Brăila. Insula Marea Brăile. Insula Brăile. Da. Bine, stai. Ai spus că îți place Alexandru. Da, îmi place naturalețea. Naturalețea. Nu, și de ce? Că el este într-o relație cu Diana. Da, nu am urmărit sezonul. Nu știam că este într-o cunoaștere cu cineva. E chiar într-o relație. A, e într-o relație. Îmi cer scuze atunci. Nu, nicio problemă. Asta m-a atras. Naturalețea lui, faptul că își păstrează accentul. Ok. Dar să știi că toți sunt naturali. Serios, adică... Da. Naturali, o să-i vezi, o să-i cunoști. Da, nu neg. Doar că am fost sinceră. Da, Alexandru mi-a atras. Eu cred că și ție ți-a plăcut vocea lui. Că lui i-a plăcut vocea ta. Mă voi abține pentru o perioadă. Că ai aflat, da, corect. Mai ales că ai trecut printr-o poveste, da. Hai să nu mai... Stau cu minte. Exact, exact. Bine, uite, o să te las să faci cunoștință cu toți băieții din casa Mireasa, care, repet, toți sunt naturali. Și cu fetele, firește, pentru că cu fetele și cu mamele o să locuiești. Și după pauză